Multe persoane în jurul tău, în special persoanele apropiate ție, persoanele cu care de-a lungul timpului sau cel puțin în ultima perioadă ai interacționat mai mult, ai avut legături strânse sau ai menținut legătura într-o formă sau alta cu aceste persoane. Simt energia rudelor, unora dintre rudele tale, energia unor prieteni sau prietene, cât și energia unor persoane la care ai ținut, pentru care ai avut sau ai în continuare sentimente puternice de iubire, apreciere. Aud mult timp ai așteptat sau ai căutat sau te-ai așteptat să primești apreciere și o formă de validare din partea acelor persoane, tocmai pentru că legătura voastră era foarte puternică. Și aici poate fi vorba de o relație de cuplu în care sentimentele au fost puternice, cel puțin de partea ta. Ghizii spun și de partea cealaltă. Sau tot așa o formă de prietenie, dar o prietenie, o relație mult mai strânsă, o prietenie foarte, foarte profundă cu cineva. Și toate aceste persoane, dragul meu sau draga mea, observă la tine, observă de ceva timp, de ceva timp, multe îmbunătățiri. Și am văzut 2-2-2 pe timerul videoclipului. În momentul acesta, multe materializări. Materializezi în viața ta multe schimbări benefice. Și nu doar în viața ta, în sensul că în jurul tău, dar da, și în jurul tău, dar și la tine însuți sau la tine însăți. Schimbări în aspectul fizic, în modul cum te îmbraci, modul cum vorbești, modul cum acționezi, modul cum ai grijă de tine. Nu e ca și când înainte nu aveai grijă de tine. Dar ghizii spun, aveai mai multă grijă de ceilalți, de alții. Și oamenii din jurul tău, aceia pe care i-am menționat, observă că acum ai făcut așa o schimbare, un fel de schimbare la 180 de grade, adică foarte radicală. Ești la polul opus cumva, aproape la polul opus, dacă nu chiar la polul opus față de cum erai cu ceva timp în urmă. Și anume, în primul rând, te îngrijești mai mult de tine. Îți pasă mai mult de tine. De cum te simți tu, de cum te prezinți tu, cum te face să te simți pe tine, modul cum te prezinți tu lumii. Îți pasă mai mult de tine, nu e că nu-ți pasă de ceilalți, că a încetat să-ți pese, dar nu-ți mai pasă mai întâi de ceilalți și abia apoi pe al nu știu câtelea plan să fii și tu. Tu ești pe primul loc în viața ta în acest moment pentru că tu te-ai pus acolo și te pui acolo. Și faci acele lucruri, iei acele decizii, faci acele schimbări
În interiorul, în exteriorul, la aspectul tău interior și exterior, cât și în exteriorul tău ca idee, în general. Faci acele schimbări, iei acele decizii care sunt menite să arate întregii lumi, deși nu asta este ce ți-ai propus, dar asta este ceea ce se întâmplă. Arată întregii lumi faptul că te pui pe tine pe primul loc și după tine vin și ceilalți. Și oamenii au observat aceste schimbări. Oamenii au observat faptul că te-ai transformat în bine și foarte bine. Dar toate aceste persoane pe care le-am menționat la început, nu se simt confortabil cu aceste schimbări ale tale, cu această schimbare a ta. Se simt atât de inconfortabil, de fapt, cu această schimbare benefică pe care o observă la tine, încât nu îți spun, nu pot să-ți spună: wow, uite, am observat lucrurile benefice pe care le-ai schimbat la tine. Am observat că strălucești. Am observat că îți folosești atât de mult intuiția. Au o problemă cu intuiția ta, toate aceste persoane, pentru că pe măsură ce ai lucrat la tine, a evoluat foarte mult, ți-ai hrănit anumite talente și aspecte, caracteristici benefice ale personalității tale. În același timp, fie că ai intenționat acest lucru, fie că asta este ce ți-ai propus sau nu, intuiția ta, legătura ta cu, ghizii întotdeauna spun, divinul din tine și divinul din jurul tău, da? S-a întărit, a crescut, s-a dezvoltat tot mai mult. Atât de mult încât tu vezi cu foarte multă claritate, foarte mare acuratețe tot ce se întâmplă în jurul tău. Vezi ce este în spatele acțiunilor sau non-acțiunilor celor din jurul tău. Vezi ce este în spatele cuvintelor sau tăcerilor celor din jurul tău. Vezi lucruri pe care înainte, chiar dacă le vedeai, nu le dădeai, cărora nu le dădeai importanță, chiar dacă le vedeai. Acum le dai. Poate înainte nici nu vedeai multe din aceste detalii. Acum le vezi. Și partea aceasta cu dezvoltarea intuiției tale, cu dezvoltarea abilităților tale intuitive, de a pătrunde, fără ca măcar să-ți propui să faci acest lucru. Nu te-ai transformat într-un detectiv. Wow! Ia să văd, să mă uit atent, să văd ce de fapt vrea să spună persoana sau ce de fapt transmite XYZ persoană din jurul meu, prin modul cum se îmbracă sau prin modul cum vorbește sau prin modul cum tace sau prin orice. Nu-ți propui acest lucru, nu ai devenit un detectiv, dar ești. Dar ești.
în mod natural. Iar această transformare este cea mai vizibilă pentru cei din jurul tău și este și cea care îi intimidează, dacă nu chiar pe unele persoane le îngrijorează până la a le înfricoșa de-a dreptul. De aceea, cei din jurul tău care au fost sau sunt semnificativi pentru tine într-un mod sau altul, deși observă toate aceste schimbări benefice la tine, observă puterea ta. Observă abilitățile tale intuitive care uneori, după cum spuneam, aproape că îi sperie. Observă ce calități s-au îmbunătățit la tine. Calități pe care le aveai, aspecte benefice pe care le aveai, s-au îmbunătățit și mai mult. Și acest lucru face din tine un lider foarte bun, o persoană foarte cooperantă, o persoană cu care se poate lucra, o persoană aud cu care se poate ajunge departe și care poate să ajungă departe și care ajunge departe. Pentru că ai ajuns deja și cei din jurul tău își dau seama cât de departe chiar este posibil să ajungi. Dar nu pot să spună. Nu pot să spună. Ceea ce simt, ceea ce doresc Ghizi să-ți transmită prin acest mesaj, dragul meu, draga mea, este să nu te lași influențat sau influențată, afectat sau afectată în niciun fel. În niciun fel, de faptul că persoanele care au fost și sunt și poate în continuare vor fi semnificative pentru tine, nu îți dau semne că ar fi observat sau că observă schimbările benefice din viața ta. Și nu doar că nu-ți dau semne, dar nici nu s-au grăbit sau se grăbesc să aprecieze puterea ta. Pentru că tu pentru a ajunge aici, unde ești acum, ai trecut prin greutăți mari. Foarte mari. Toată lumea trece prin greutăți. Toată lumea. Nu există persoană pe pământ care să nu aibă ceva provocări în viața sa. Până și bebelușii au provocări. Toată lumea are provocări. Însă tu ai trecut prin provocările tale singur sau singură.
Nu ai avut decât pe ghizii tăi spirituali, pe îngerașii și arhanghelii cu care lucrezi și ai continuat să lucrezi, în care ai continuat să crezi, în puterea cărora și ajutorul cărora ai continuat să crezi, chiar și atunci când chiar părea imposibil, nu mai avea niciun sens să mai crezi că acest sprijin există. Că însăși ființele de lumină despre care se spune că sunt în jurul nostru să ne ajute, să fie acolo pentru noi. Au fost momente în care părea imposibil, nu mai avea sens să mai crezi că aceste ființe există. Și tu ai trecut prin aceste momente, prin astfel de momente, singur sau singură. Te-ai avut doar pe tine și credința, alegerea. Alegerea pe care ai făcut-o. Aveai de ales. Să cred că mă poate ajuta. Există acolo cineva, undeva, o forță, o chestie, o ceva în univers care mă poate ajuta. Există vreun motiv pentru care să primesc ajutor sau nu? Ai avut de făcut o alegere pe care mulți din jurul tău nu o fac. Și cei care nu pot veni să îți spună ce persoană, ce lider minunat ești, ce bine e, ce minunat e să cooperezi, să lucrezi cu o persoană ca tine. Pentru că tu ești genul de persoană care ajunge departe și îi ajută și pe alții să ajungă departe. Nu pot să vină să spună, wow, ce puternic ești! Wow, ce forță! Wow! Ești de admirat! E de apreciat puterea ta interioară! Să treci cu grație prin tot ceea ce a fost nevoie să treci. Nu pot să vină să spună, wow, cât de bine vezi tu, ce claritate! Ce claritate ai tu în a observa adevărul, realitatea așa cum este. Nu cum vrea să fie prezentată. Nu pot să vină să-ți spună. Pentru că toate aceste persoane care nu pot să vină să-ți spună, nu pentru că ai avea nevoie să vină să-ți spună, ci pentru că așa ar fi natural și firesc. Pentru că tu ai face acest lucru. Și de fapt, tu ești persoana care chiar ai făcut acest lucru. Întotdeauna ai fost persoana care a apreciat lucrurile care erau de apreciat la cei din jur, mai ales la persoanele care ți-au fost, îți sunt sau îți vor fi semnificative. Iar alegerea sau alegerile, deciziile pe care le-ai făcut tu, aceste persoane care nu pot să vină să îți spună,
că de fapt te apreciază și de aceea te invidiază. Aceste persoane nu ar fi ales niciodată așa cum ai ales tu. Nu ar fi ales să creadă atunci când părea că nu mai are niciun sens să mai crezi în ceva. Și mesajul de încheiere, ghizii doresc să accentueze importanța pe care îți recomandă ei să o dai faptului de a nu te lăsa influențat sau influențată în sens negativ. A nu te lăsa afectat sau afectată de ceea ce observi, că cei din jurul tău observă la tine, dar nu remarcă. Și mi arată această carte, numărul 33, amintește-ți mereu alegerile pe care le-ai făcut, alegerile pe care le-ai făcut te-au adus aici, unde ești acum, ești într-un loc minunat, unde ești și te simți tu însuți sau tu însăți. Te exprimi liber și te simți liber, liberă. Pentru că în sfârșit, în sfârșit, ai început să te pui pe tine pe primul loc. Nu în sens egoist, ci în sens apreciativ față de valoarea ta reală. Valoarea ta reală care este dată de impactul pozitiv real pe care îl ai și îl au acțiunile și deciziile tale în jurul tău. Vă mulțumesc! Dragii mei, dragile mele, sper că v-au plăcut aceste mesaje. Dacă v-au plăcut, simțiți că ați rezonat, simțiți că v-au ajutat într-un mod minunat. Am văzut 23-44 îngerașii și sunt aici și vă aplaudă, vă apreciază. Poate cei din jurul vostru nu găsesc necesar să vă aprecieze puterea, intuiția și calitățile minunate pe care le-ați dezvoltat și mai mult în ultima perioadă, dar îngerașii și ființele de lumină în care voi ați considerat să continuați să credeți chiar și când era aproape imposibil, dacă nu chiar imposibil, să credeți că există și că vă pot ajuta, acești îngerași, aceste ființe, aceste energii, aceste puteri vă aplaudă, vă apreciază și aud, se înclină cu deosebit respect în fața alegerilor, deciziilor pe care ați ales să le faceți, să le luați. Așadar,
Dacă v-au plăcut aceste mesaje, oferiți un like, apăsați butonul de like, m-ar face și pe mine foarte fericită și, desigur, aștept comentariile voastre pozitive legate de modul cum ați simțit că ați rezonat cu aceste mesaje. Iar până la următorul videoclip, vă doresc tuturor numai bine!